O nouă ediție interesantă cu un drag și distins prieten al nostru, căruia îi mulțumesc că de fiecare dată ne susține, este partenerul nostru în a promova zona culturală, în a promova învățământul superior, învățământul superior medical al orașului nostru, pentru că e tradiție, e istorie. Pe de altă parte, mulți dintre dumneavoastră, dar poate dumneavoastră care încă nu ați intrat în contact, fie prin ceea ce realizează, dar și prin ceea ce scrie domnul dr. Richard Constantinescu, astăzi aveți ocazia. Și un moment special, i-am spus și înainte de a intra în direct și îl felicit, felicitări pentru tot ceea ce face, nu știu de unde atâta energie, și o spun și în public, face cât alte multe instituții care au pretenția în a promova cultura, istoria, educația. Și astăzi, domnule doctor, mulțumesc! Un prilej special, pentru dumneavoastră. Felicităm Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Popa din Iași, pentru că, iată, dumneavoastră cu inițiativa Centrul Cultural I.I. Mironescu, Universitatea de Medicină și Farmacie, practic suntem vecini, pentru că e într-o clădire reabilitată, o clădire cu o istorie aparte, o clădire extrem de cochetă. Așadar, vă salut și încă o dată mulțumiri și felicitări pentru ceea ce faceți. Bună ziua, mulțumesc. Mulțumim și celor care ne privesc și care ne vor privi și după această emisiune live. Sunt onorat că mă aflu în prezența dumneavoastră și v-am spus și eu vă admir pentru dinamica și pentru multitudinea de emisiuni. Într-adevăr, suntem vecini pentru că Centrul Cultural I.I. Mironescu, o să vorbim îndată și despre profesorul Mironescu, se află aici într-o zonă centrală a Iașului și ca unicul centru cultural al unei universități, virgulă, universități de medicină, cel puțin din România, așa au mai scris jurnaliștii că s-au mai documentat că n-ar mai fi o universitate de medicină în Europa care să aibă un centru cultural cu organigram serios și, să spun, suntem onorați, dar în același timp ne și responsabilizează această misiune, pentru că e o misiune, pentru că cultura e o misiune dincolo de vocație. Sunt la dispoziția celor care ne privesc dacă vor să ne întrebe ceva. Cum să nu? Cu mare plăcere. Așteptăm propuneri și comentarii. Exact. De unde a plecat această idee, domnule doctor? Din creier. Normal. Pentru că, glumesc acum, pentru că dacă am un curs de un an de zile care se cheamă Creier, Gândire și Creativitate și am inițiat și voi continua sub egida acestui centru o serie de evenimente, dar și o serie de cărți despre istoria ideilor în medicină și, în special, vreau să publicăm o carte 100 de ani de gândire medicală la Iași, pentru că au fost foarte mulți medici care au traversat Iașul, care au rămas în Iași, care au marcat Iașul prin gândirea, prin ideile lor și de aici am vorbit și am spus că din creier ne-au venit, pentru că împreună creier lângă creier putem face multe lucruri. Am în minte și a venit și ca, să spun, frumos în proiectele domnului rector, profesorul Viorel Schepcariu, zona aceasta culturală s-a dezvoltat de-a lungul vremii și n-am mai spus-o niciodată, am rămas în Iași pentru că vreme de câțiva ani am fost la București și am condus o revistă de politici de sănătate și la invitația unui fost rector m-am întors, dar tângeam să revin la București, dar să spun, schimbându-se conducerea și înțelegând și observând proiectele care s-au dezvoltat de-a lungul vremii, am revenit și am rămas definitiv, cel puțin pentru următorul deceniu, la UMF Iași. Și asta spuneam, că am observat dinamica aceasta a restaurărilor, a consolidărilor unor clădiri vechi, așa cum a spus și dumneavoastră, clădirea din strada Săulescu numărul 4, care trebuie spus că găzduiește Centrul Cultural I.I. Mironescu și un centru de limbi moderne în care sunt colegii noștri de la limba engleză, limba franceză, limba germană, limba chineză, fiind și singura universitate de medicină
din România în care se predă limba chineză și cred că și limba germană. Și sunt activități culturale de-a lungul vremii, odată cu înființarea conferințelor Grigore Tepopa, care deja au peste 4 ani cu o frecvență lunară sau bilunară. În pandemie nu ne-am oprit și s-au organizat conferințe online. Sunt oameni care vin din Iași, au venit oameni și din zona Iașului sau din alte județe când era un conferențiar pe care voiau să-l urmărească, în special de la București sau din Cluj. Prima conferință după pandemie a fost acum câteva zile cu profesorul Ungureanu, prorectorul Universității de Arte, pe care îl salutăm, și suntem bucuroși că dezvoltăm un parteneriat cu Centrul Cultural despre care o să vorbim. Muzeul, structura Muzeului UMF, care are Muzeul de Anatomie, Muzeul de Istoria Medicinei și de câțiva ani Muzeul de Istoria Farmaciei. Centrul Cultural Mironescu are și el un muzeu. Deci putem spune că sunt 4 muzee în cadrul Universității de Medicină. Au și ele dinamica lor cu expoziții constante sau expunem lunar câte o piesă sau un document. În fine, vom organiza în luna mai un eveniment interesant internațional la Muzeul de Anatomie și o să vă comunicăm la vreme respectivă. Suntem într-un proces de discuție cu o companie importantă cu care sperăm să dezvoltăm un, pot să folosesc cuvântul mega, un mega proiect pentru Iași, pentru UMF, în zona aceasta a industriilor creative. Și unul dintre lucrurile care e bine să le spunem celor care ne privesc este că sunt atâția studenți străini din peste 80 de țări și e necesar să punem în valoare și cultura lor, să le comunicăm și noi zona aceasta culturală, adică să punem în contact, pentru că creativitatea vine și din juxtapunerile acestea, punerea față în față a multor tipuri de gândire, a tot felul de evenimente pe care le vom organiza. Foarte interesant, dinamic, iatro istoriograf trebuie să-l prezentăm pe domnul doctor și din această perspectivă. Repet, vă recomand cu căldură, căutați Richard Constantinescu, doctor Richard Constantinescu, veți găsi volume foarte interesante, într-o manieră foarte proaspătă și foarte, foarte frumoasă realizate. Revenind, întorcându-ne, dar înainte de a vorbi despre centru, v-aș întreba, ați punctat dumneavoastră foarte bine, o universitate cu, iată, studenți din atâtea țări, dar ați pus punctul pe ei, acestora trebuie să le prezentăm și ceea ce suntem noi, iar cultura, zona de educație reprezintă repere. Cât de important este pentru un student care vine din, nu știu, vine din extremul Orient, vine din extrema parte a Asiei, să ne și cunoască prin ce valori avem, prin elemente care pleacă din cultura și din tradițiile noastre, domnule doctor? E important pentru că în multe universități istoria s-a ras. S-au aruncat piese, s-au distrus, pentru că dinamica aceasta nu foarte în regulă a făcut să spun să se creeze spații în care să vină studenții și ce era vechi s-a casat. În România e o expresie muzeu egal deșeu. Din fericire la noi s-a preîntâmpinat acest fapt care s-a întâmplat pe multe paliere ale societății și în special în zona aceasta academică și sunt lucruri care, pe care noi le prezentăm studenților și la Istoria Medicinii și la alte cursuri. Sunt evenimente care le sunt destinate special, iar în cadrul centrului vom insista pentru că îmi doresc să dezvoltăm zona aceasta de creative writing, de medicină narrativă în care să implicăm și pe ei. Și vreau să vă spun, chiar dacă nu poate urcăm un parcurs foarte didactic al centrului, îmi vin idei și tot felul de chestiuni în minte acum. Există o studentă jumătate
româncă jumătate din zona aceasta a Orientului, care va coordona un club de dezbateri, singurul club de dezbateri al Unii Universități de Medicină din România. Deci o studentă împreună cu colegul nostru, Rareș Voroneanu, de la Istoria Medicinei, colaboratorul meu și în cadrul Centrului Cultural, studenții se vor întâlni, vor dezbate pro și contra lucruri care sunt necesare, pentru că de obicei ei sunt puși în fața unor idei oferite de gata de către profesori, ei sunt nevoiți să le tocească, să le reproducă și să fie notați dacă au reprodus cât mai exact respectiva afirmația profesorului, ceea ce noi nu ne dorim, pentru că tocmai Grigore de Popa era cel care s-a opus zonei acestea de învățământ de a se reproduce în continuu și continuu, și de asta vorbea că, dom'le, poate în școala generală sau în liceu profesorul e de natura aceasta de a repeta o informație, dar în universitate, fără zona aceasta de inovație, fără a rescrie manuale, fără a le revedea, fără a fi, cum a spus dumneavoastră, fresh, e perdantă chestie. Chiar dacă, să spunem, oamenii și-au luat salariile, studenții și-au luat diplomele, dar în spate rămâne un gust amar al studenților în special, pentru că n-au gustat exact poate ceea ce era mai floarea aceasta, care este creativitatea. Ei, în cadrul centrului am creat și dezvoltăm acum un fel de structură, un grup de specialiști, de oameni dragi nouă și pe care sunt în legătură din țară și din străinătate, pe care să-l numim Consiliu Consultativ, în care intră oameni de teatru, oameni de litere, arhitecți, universitari, oameni de document și cu care ne vom întâlni, sper, lunar, fizic, sau pe cei pe care noi putem întâlni fizic, sunt profesorul Augustin Ioan de la București, îi vom consulta online, pentru că de obicei există o conducere a unui centru cultural care ia singură deciziile, dar trebuie să fie în contact cu ce se întâmplă în multiple sfere ale culturii, ale artei, ale filmografiei, în fine, și e necesară opinia tuturor, pentru că, în general, când vorbim de creativitate și în special în zona medicală, noi spunem, domnule, doctorul ăsta e foarte bun, dar pus în echipă nu mai e funcțională echipa, pentru că se anulează spiritul acesta, care de obicei nici nu există spiritul de echipă, suntem crescuți în a ne devora semenul și de aceea echipele sunt mai creative cu cât sunt oameni de vârste diferite, din țări diferite și cu experiențe culturale, sociale diferite. De asta vrem ca la masa de dialog și să fie întâi dialog, să punem oamenii care să aibă deschideri, care au văzut ce înseamnă cultura, care se preocupă de cultură, la această întâlnire pe care cei care ne privesc, din care cei care ne privesc pot vedea secvențe. Da. Să legim și cadrul ca să au fost, să putem vedea mai bine. Nu numai universitari de la Facultatea de Medicină, acum o vedem pe doamna care este președinta Institutului Francez, pentru că vrem să avem dialog și cu centrele culturale, institutele de profil. Avem un parteneriat acum în a semna cu Institutul Austriac din București, pentru că sunt profesori și în debutul studiilor Facultății de Medicină au fost profesori care au revenit din spațiul acesta austriac, Ludovic Rus senior, pe care intenționăm să-l readucem în conștiința ieșenilor cel puțin și a lumii medicale, restaurându-i monumentul funerar și poate să spun zona aceasta culturală a acestui an a debutat cu o conferință pe care am ținut-o în 15 ianuarie de ziua lui Eminescu, doctorii lui Eminescu, în care am vorbit despre doctorii care l-au îngrijit. Ludovic Rus este cel care i-a pus piciorul în ghips pentru că a avut o fractură de gambă și în contextul acela am descoperit multe lucruri care fie erau greșite în biografia lui Eminescu, fie nu erau cunoscute și intenționez în timp, războiul mi-a amputat puțin cercetarea și
m-a deraiat spre alte lucruri, pentru că intenționam să public anul acesta o carte care să se cheme așa, Doctorii lui Eminescu, în special doctorii din Iași, cu care s-a intersectat studenții de la medicină și cei care l-au diagnosticat sau trimis la ospiciul de la Neamț. Să ajungem la I.I. Mironescu. De ce I.I. Mironescu? Sunt convins, sunt mulți îl cunosc pe I.I. Mironescu, dar sunt și alte persoane, sunt tineri care poate nu au intrat în contact. Așadar, de ce ați luat ca reper acest nume, domnule doctor? De mult timp Mironescu era pentru mine aproape de suflet, să-i spunem așa, pentru că l-am descoperit în urmă cu câțiva ani, când am avut și o prezentare despre dermatologie și literatură, în care am vorbit despre dermatologii care au scris și din România și din zona Iașului, el este cel mai reprezentativ. Am ales, și dacă ne uităm de-a lungul anilor, unul dintre aspectele extrem de interesante, cel puțin din perspectiva mea, dacă vorbim doar de clădirea Nicolae Leon, centrul de simulare Cristian Dragomir și toate amfiteatrele noi care sunt în aceste clădiri și în altele, inclusiv în centrul Mironescu, o să dăm nume, am numit după profesori, doctori, femei care au însemnat ceva în medicina ieșeană și românească. Deci am valorizat anumite nume și le-am repus exact cum am ține continuu o flacără, e în fața universității, în Piața Națiunii, o flacără veșnică. Exact asta încercăm prin aducerea în conștiința oamenilor a unor personalități care într-adevăr au marcat parazitologia, vorbind de Leon, anatomia și neuroanatomia Grigore Tepopa sau dermatologia și zona aceasta de educație a celor care aveau devieri sexuale și se îmbolnăveau de sifilis în cazul lui Mironescu. Un personaj și o personalitate, a fost dermatolog, a luptat în primul război mondial, dar e interesant dacă e să vorbim, că ați numit în descrierile acestei întâlniri ale noastre, top academic. El într-adevăr a fost top academic și, cum spunea și primarul Tazlăului, și m-am bucurat și o să vorbesc și despre acest aspect, el a fost în delegație la Spirul Haret ca student. Și spunea și primarul Tazlăului, spunem și telespectatorilor, celor care ne urmăresc, faptul că nu s-a dus să ceară măriri de burse, nu s-a dus să ceară, cum spunea primarul, liber pe transport. S-a dus să ceară construirea unor clinici, s-a dus să ceară construirea unui cămin pentru studenți, ceea ce este meritoriu și este important, a fost marcat de aceste cereri Spiru Haret, celebrul Spiru Haret. Exact în același spirit a fost și Grigore Tepopa, puțin născut, 1883 născut Mironescu, 1892 Grigore de Popa, se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui Popa și el s-a numit Eugen Mironescu, dar a semnat cu pseudonimul Ioan I. Mironescu, ca și Grigore de Popa, care semna G.R.T. Popa, de asta mulți spun Grete Popa. A fost unul dintre intelectualii marcanți ai Iașului, când vorbim despre viața românească, când vorbim despre Garabeti Vrăileanu, e de necesar să aducem în discuție și pe Mironescu. A fost invitat de Garabeti Vrăileanu, un tânăr student medic, să colaboreze cu el. În expozițiile pe care le-am organizat la deschidere și pe care cei care ne privesc le pot vizita în muzeul Centrului Mironescu și la etajul 1, sunt expoziții fotodocumentare pe care le-am organizat în parteneria cu Biblioteca Centrală Universitară Mihai Eminescu din Iași, cu Biblioteca Chirileanu din Piatra Neamț. Acolo am adus în vitrine și pe
cele câteva panouri corespunde, o parte din corespondența lui Mironescu către Garabeti Brăileanu și e foarte interesant de văzut relația dintre acești doi. A publicat și chiar la dumneavoastră am vorbit despre cărțile despre primul război mondial ale urologului și scriitorului Mihai Ștefănescu Galați, care la rândul lui a colaborat cu Viața Românească, la rândul lui a fost în relație bună cu Garabeti Brăileanu. E interesant că foarte mulți dintre profesorii facultății de medicină, Francis Kreiner, Grigore Tepopa, l-au întâlnit pe Garabeti Brăileanu. Ei au înțeles valoarea acestor personalități. Francis Kreiner și el era colaborator al Vieții Românești. În biroul lui Francis Kreiner venea Garabeti Brăileanu. Deci noi când ne gândim la Institutul de Anatomie, ne gândim la cadavre, ne gândim la disecție, la oase. Ei, dar e bine să le spunem celor care ne privesc că în acel institut, în acest Institut de Anatomie, de-a lungul anilor, pe lângă marile personalități politice, regele Carol I sau alte personalități din preajma primului război mondial, acolo s-au ținut într-adevăr prelegeri culturale. Francis Kreiner, Grigore Tepopa au venit la îndemnul lui Francis Kreiner pentru că observase Kreiner că studenții după Marea Unire, studenții români râdeau de basarabeni și bucovineni pentru accentul lor ușor rusesc și cu șepcile pe care le purtau și Grigore Tepopa menționează într-o notă de-a sa că l-a surprins pe profesorul Kreiner împreună cu Garabeti Brăileanu într-o discuție în care a spus trebuie să facem ceva, să educăm din perspectiva aceasta limbii și literaturii române pe studenții bucovineni și basarabeni care au luat studii în Iași. Nu numai mediciniști, și în amfiteatrul Institutului de Anatomie s-au ținut prelegeri Sadoveanu, Topărceanu, Codreanu și alții lideri ai zonei acestea culturale, au ținut prelegeri, erau amfiteatrele și spațiile acelea de la anatomie tixite de oameni, nu numai studenți, vă dați seama că și la cursurile lui Kreiner și la Popa veneau cu coane, cu pălării și se anunțau în presă conferințele și cursurile, deci la cursuri, nu conferințe, cursurile de anatomie erau adevărate evenimente. Și ne întoarcem în acele vremuri când, v-am spus, Francis Kreiner mobilizase lumea bună a Iașului, lumea literară, pentru a educa din perspectiva aceasta limbii și literaturii române pe studenții basarabeni și bucovineni. Ne întoarcem la Eugen Mironescu. Sunt în vitrinele din Muzeul Centrului Mironescu lucrările sale științifice, teza lui de doctorat în medicină și chirurgie, lucrări pe care le-a îngrijit cu studenții, apoi ținea conferințe despre igiena sexuală, despre sifilis. A avut și era în spiritul epocii, erau oamenii care țineau conferințe pentru public. Și unul dintre aspectele pentru care vreau să-l spun, intenționez ca în cadrul acestui centru să mobilizez colegi din cadrul universității, poate pentru prima oară după perioada interbelică. Oamenii, profesorii și asistenții și cadre didactice să țină cursuri din specialitatea lor pentru marele public. Chestiunea aceasta de vulgarizare a științei. Pentru că altfel când vorbim despre vitamine, vorbim despre tot felul de chestiuni de nutriție, dar se întâmplă doar la congrese, vin specialiștii și vorbesc doar între ei. Și ce ajunge în presă este denaturat, nu fake news, etc. etc. De asta intenționăm că tot despre cultură, este cultură științifică. De exemplu, sau vrem să dezvoltăm chestiunea aceasta de cultură de securitate, pentru că una e să auzi un zgomot și să știi că e o sirenă care anunță unul sau altul din evenimentele tragice care sunt în desfășurare. Una e să vezi că poți fi pe internet victima unui hacker și e necesar, pe lângă zona aceasta de poezie, de literatură, să mergem înspre zona aceasta, cultură științifică și cultură de securitate. Deci nu ne gândim la Centrul Cultural Mironescu
ca la un centru în care lumea va veni și va citi, vor citi studentele și doamnele doctor, domnii doctor, poezii și toată lumea în admirație și cu aplauze, aplauze da. Și cu un pișcot la final. Adică vrem să adaptăm la ce înseamnă acum, ce înseamnă viitor. Evident, nu neglijăm trecutul pentru că sunt de recuperat și am vorbit despre istoria gândirii medicale în cadrul centrului. Vom inaugura o, sub patronaj editurii, o colecție despre istoria gândirii medicale. Este, de exemplu, Ștefan Stâncă, un gânditor de stânga, dar un autor foarte important care e necesar să fie reevaluat. Alexandru Brăescu, Titoros Socole, să vedem cum a ajuns, că m-ați întrebat la început, cum m-am gândit la Centru Mironescu. Ei, cum a ajuns un om să ctitorească Socola? Cum? Adică traseul acesta al gândirii pus pe hârtie e necesar să fie cunoscut, pentru că de aici învățăm, de aici putem lua lucrurile de la A înspre A1. E greu să ajungi la B, de la A la B, dar de la A la 1 putem mulți dintre noi. Ei, și așa să facem pas cu pas recuperări împreună cu actualizări ale trecutului, a privi și spre viitor, evident, dar stând permanent cu picioarele în prezent. Deci nu, să spunem, nu ignorăm nicio componentă a palierului acesta existențial. Interesant, iată, dragi prieteni, vă invit, e un cadru foarte primitor și domnul doctor o gazdă cu totul și cu totul aparte. În contextul, iată, lucrurilor pe care le prezentăm, se simte nevoia, domnule doctor, de a avea asemenea spații, dar exact cum ați spus și dumneavoastră, iarăși interesant, nu vin domnii, doamnele, domnișoarele, studente, doctori să spună poezii, să-și țină discursul, lumea de complezență, mai o șampanie, un pișcot. Nu, e o zonă în care cel care vine, cel care participă este provocat. Iată, odată vorbeați de expoziție, vizual te uiți, documentar, ai niște documente, resimțiți această nevoie, inclusiv în Iași. Suntem capitala culturală, dar îmi pare așa un pic prăfuită. Și eu vă știu pe dumneavoastră, om cu conexiuni, știți ce se întâmplă în țară, aveți legături cu colegi în străinătate, dar se simte așa nevoia de o revitalizare, o resimțiți și dumneavoastră? Și sunt convins că acest spațiu va putea fi un loc, un creuzet, dacă l-am putea numi așa, de unde să apară idei, să fie difuzate idei și, pe de altă parte, și publicul larg, că asta spuneați dumneavoastră, să aibă acces la nivelul de înțelegere. Nimeni nu-și dorește să le țină cursuri de anatomie privitorilor, celor din afară, dar măcar să aibă cunoștință. Resimțiți această nevoie? Înainte de a răspunde la întrebare, vreau să precizez că acest centru cultural, și asta am spus-o și în alte, cu alte prilejuri, una dintre funcțiile sale, am numit o universitate pentru comunitate, pentru că este necesar să, cum a spus, pentru publicul larg, să deschidem porțile instituțiilor academice către oameni și există, mi-aduc aminte de o carte, Orașe pentru oameni. Deci așa cum orașele trebuie să fie pentru oameni și universitățile trebuie să fie pentru oameni și avem deschise punți de dialog cu instituții din țară, muzee din județul Botoșan, de la Piatra Neamț, cum am a fost întâlnirea aceasta de la inaugurarea centrului cultural, am adunat oameni din trei județe care au participat efectiv la activitățile pe care le-am organizat. Nu mă refer la public din sală. Pentru că așa mi se pare firesc ca universitate care, așa cum am spus, are zeci de națiuni în cadrul său, profesorii sunt din, toți suntem din alte județe și cei, pentru că în fond un oraș este o țesătură cu oameni din, cu experiențe diferite, din zone diferite. Ei, și Ce vrem să se întâmple aici, pentru că spuneați de zona aceasta prăfuită. Sunt multe evenimente care se fac doar pentru a se face oameni care
au, nu au treabă cu zona aceasta, scuzați cuvântul treabă, dar văd că au pe o treabă, pentru că pentru mulți este, se vede că e chinuită acea carte, se vede că e chinuit acel tablou. Evident că este muncă pentru creativitatea, nedublată de muncă, nedublată de efort, evident că se pierde, dar sunt lucruri forțate care, pe care le-am observat de-a lungul vremii în Iași, sunt lucruri care frizează ridicolul de multe ori și de aceea, chiar dacă vorbim de orașul culturii, de multe ori sunt manifestări care, pe care nu le-aș vedea nici într-un centru sătesc cultural, din păcate, și trebuie să fim deschiși să vorbim aceste lucruri în aceste întâlniri. Și de aceea și conferințele Grigore Tepopa și alte tipuri de evenimente aduc oameni cu viziuni diferite. Adică nu ne-am gândit să fie conferințele Grigore Tepopa, de exemplu, cu medici care să vorbească. Nu, au fost arhitecți, au fost pictori, au fost oameni din diverse centre universitare. De asta e nevoie de diversitate. Să o integrăm, să o metabolizăm și apoi să ieșim cu lucruri noi, lucruri care să pună în valoare moștenirea culturală. Păi dacă doar ne gândim la clădirea Universității de Medicină, clădirea centrală, a fost palat domnesc, a fost acolo, a stat Potemkin, la 1791 s-a tipărit primul ziar din Principate, să spunem, bun, cu o tipografie adusă de la Sankt Petersburg, în Curier de Moldavie, în adus tipografie de război. De acolo își trimitea scrisorile amantei sale, țarina Ecaterina. Acolo a fost Eminescu bibliotecar. Acolo, la 1860, s-a inaugurat prima universitate din țară. Doar dacă ne gândim la patrimoniul acesta. În cadrul clădirii acesteia din strada Săulescu, așa cum a spus, care s-a refăcut, care integrează vechiul cu nou și poate e o premieră în clădirea din Săulescu. Există un sistem de galerii subterane refăcute, în cadrul cărora vom organiza niște evenimente mai speciale, evident, respectând spațiul să fie într-o consonanță cu acel spațiu. Ei, sunt și alte spații. Acum se renovează una dintre clădirile Facultății de Stomatologie de pe strada Lăpușneanu. Clădirea cealaltă pe care dinspre Bulevardul Independenței, Casa Asigurării Meseriașilor, iar va fi restaurată și redată publicului. M-am uitat cât stăteam în București cu durere la clădirea Universității de Medicină Centrale Carol Davila, care o bijuterie a arhitecturii și a patrimoniul acesta al educației universitar medicale, efectiv, clădirea aceea plânge căzând cărămizi din ea. Statuia lui, bustul lui marelui Victor Babeș, n-are nas, am scris în Viața Medicală despre asta. Clădirea rectoratului Universității de Medicină din București, adică totuși, dacă e să ne uităm înspre Iași, universitățile din Iași și Universitatea Cuza, Universitatea de Științe ale Vieții Ion Ionescu de la Braz, Universitatea de Medicină, adică au în rectorii respectivelor universități, echipele care conduc universitățile, au un program de a readuce clădirile la standarde europene. Adică am vizitat de-a lungul anilor foarte multe clădiri interesante, spații noi, adică ai cu ce să, cum să spun, nu că să te mândrești, nu e vorba de mândrie, ci poți și poate se vede și în aceste cadre cum arată interiorul, aula centrului Mironescu. S-au restaurat la standarde moderne, sunt condiții civilizate în care se poate desfășura și un act artistic și un act de educație la UMF, la Cuza, la Ion Ionescu de la Braz. De asta zic, e bine să ne uităm înspre universități, pentru că dacă e să amintim de Grigore Tepopa, și nu e întâmplător că am deschis centru cultural în anul Grigore Tepopa la Universitatea de Medicină și Farmacie, faptul că el vorbea despre inovație pe care o vedea ca plecând din universitate. Fără educație nu
putem face nimic. Cel mai important, fără un reviriment al școlii, nu se poate face nimic. Și dacă tot vedem în spate că sunt niște lucrări restaurate de Daniel David Grigorciuc, un pictor și un artist pe care am avut bucuria și să văd cei care ne privesc cu câtă minuțiozitate a lucrat și a adus aceste fotografii vechi, și vedeți Grigore Tepopa și Mironescu pe cele două rolapuri, a adus culorile epocii respective, pentru că noi în general, și vedeți și aici, sunt culori sepia, alb-negru, care în fine s-au schimbat, evident timpul le schimbă, dar sunt îți dă o stare diferită atunci când te uiți la lucrările colorizate. Vreau să spun pentru cei care vor participa anul acesta, și pentru Ieșeni și pentru iubitorii lui Grigore Tepopa, că domnul Daniel David Grigorciuc pregătește o premieră, o chestiune foarte interesantă legată de Grigore Tepopa. Nu o să o spunem. Păstrăm surpriza. Lucrăm și după fotografii și după masca mortoară și niște imagini care sperăm să vi le arătăm cu Grigore Tepopa în premieră pe el, să-l vedeți, pentru că nimeni nu a avut prilejul până acum. Vorbim, vedem fotografiile, descoperim, și în ultimele luni am mai găsit fotografii noi, dar imagini video cu Grigore Tepopa, wow. Nu. Și sper să putem succes. În curând așteptăm. Să vi le prezentăm. De asta e bine să lucrăm cu oameni care văd lucrurile diferit și aduc în discuție permanent o carte, și o recomand celor care ne urmăresc, de editura publică pe care, cu care noi avem un parteneriat, și cu editura Herald și cu editura Corint, pentru că sunt edituri importante cu care colaborăm și cu care avem online, pentru că fiind din București, dialoguri și lansări de carte în cadrul centrului, o carte care se cheamă Văzând ceea ce alții nu văd. Pentru că mulți dintre noi ne uităm la un obiect, la ceva, dar foarte puțini sau poate unul dintre noi văd acel lucru care e de natură să schimbe viziunea. Și o tânără a tradus o carte împreună cu un profesor de franceză despre viața lui Ignaz Semmelweis, cel care este cunoscut ca salvatorul mamelor, părintele spălatului pe mâini. Și există, în pandemie s-a vorbit despre el, există un efect care se cheamă efectul Semmelweis, în sensul că el a propus la mijlocul secolului al XIX-lea, când era epidemie de febră puerperală, femeile mureau la naștere pentru că chirurgii, ginecologii nu se spălau pe mâini, treceau de la necropsie la a asista la naștere, și el a spus, dom'le, trebuie să vă spălați pe mâini cu soluția asta. L-au respins, până la urmă a murit luat într-un ospiciu și omorât acolo, la 47 de ani, o poveste mai lungă. Ei, și există în economie și în psihologie efectul Semmelweis, în sensul că veniți cu o idee nouă, care e de natură să schimbe paradigma, și imediat este respinsă. Dar nu este respinsă de vulg, este respinsă de mari personalități. Și evident că în timp lucrurile se schimbă, vin alți vizionari și așează pe un piedestal pe care îl merită pe acel personaj, cum e cazul lui Semmelweis. Asta trebuie să vedem și ce s-a întâmplat și cu Grigore Tepopa, că multe din ideile lui au fost de natură a șoca Iașul, multe din ideile lui Nicolae Leon iar au pus opreliște unii în fața a ceea ce afirma, sau Alexandru Brăiescu, care a șocat Moldova când a propus să scoată bolnavul psihic din lanțuri, din condiția de delicvent, și știm foarte bine că la Mănăstirea Golie erau internate femei, și vă pot arăta, și poate facem o dată o întâlnire cu documentele pe masă. Cum un celebru, am un celebru, un celebru, un celebru îl consider eu așa, poate nu-i cuvântul bine găsit, un catastif cu
rezumatul foilor de internare sau foile de internare de la ospiciul de la Mănăstirea Neamț și la Mănăstirea Golia și erau 90% din femeile internate erau moarte după câteva zile sau câteva săptămâni. De ce? Un bolnav psihic care în general nu moare, ajunge exact să moară. Ei, o să deslușim poate atunci când vom arăta acel document. Adică sunt lucruri, apropo, pornisem de la efectul Semmelweis, sunt lucruri care e bine să fie cunoscute, pentru că noi ne uităm, avem Universitatea Cuza, Științele Vieții, Grigore Tepopa, alte universități, instituții, Spitalul Socola, dar cum au ajuns aceste universități să existe? Poate au fost opreliși și dacă noi ne uităm înspre marile personalități ale medicinei, de exemplu, Carlo Davila, da, a adus mari beneficii medicinei românești, dar el a venit special la Iași când se inaugura Universitatea de Iași să nu se înființeze facultatea de medicină aici, pentru că el avea treburile lui acolo și medicina la București. Adică e bine să spunem aceste lucruri, chiar dacă poate știrbesc, dar nu știrbesc, pentru că în noi sunt lumini și umbre și e bine să le cunoaștem, pentru că așa este viața, este sinusoidală, cu căderi, cu ridicări, și când vorbim de mari personalități, e bine să prezentăm și latura lor umană. Și dacă e să le recomandăm celor care ne privesc, pe pagina de YouTube a UMF Iași este înregistrarea conferinței și este, da, și pe pagina mea de Facebook am scos acel pasaj. Profesorul Ungureanu, cu vocea ei cunoscută, profesorul și prorectorul Universității de Arte, a citit un text din Grigore Tepopa, se cheamă Lata Zlău, despre Mironescu și în special despre înmormântarea și concepția despre moartea lui Eugen Mironescu, o poveste, vorbește despre ieșenii universitari și cei care sunt atașați de valorile acestea ale tradiționale, și suntem într-o perioadă în care vorbim despre tradiții, era un tradiționalist și se întâlnesc. De asta nu e întâmplător, n-am spus-o asta, dar am vrut, numind acest centru, și mă bucur că rectorul universității a acceptat și a susținut ideea de a fi numele Mironescu, pentru că Grigore Tepopa, un țăran din Șurăneștii Vaslui, dar care a vizitat atât prin lecturi, dar în special în America anilor 25-26, Anglia și multe țări, care era la curent și împărtășea valorile americane, europene, și tradiționalistul Mironescu. Se întâlnesc, erau prieteni, rezonau în ceea ce privește zona aceasta de fundament a tradiției, și nu este întâmplător faptul că în anul Grigore Tepopa, prietenul său vine în casa sa, adică în casa aceasta care e Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa, este din nou revizitată, nu este musafir, că el este și gazdă Mironescu, deci un spațiu, și ca și Nicolae Leon, dacă ne uităm sediul universității, clădirea exact. Nicolae Leon, unde este bustul lui Nicolae Leon și e bine de văzut pe bust, există o semnătură. Semnătura este al demifratelului lui Grigore Vasiliu Birlic. În Muzeul de Anatomie este o statuietă a lui Nicolae Leon făcută de Ion Mateescu, demifratele lui Topârceanu. Lucrurile se leagă. Sunt foarte multe aspecte pe care am putea să le discutăm uitându-ne la busturile, cel puțin, ale profesorilor și medicilor din Iași, la mormintele lor. De exemplu, unele dintre mormintele personalităților medicale, universitatea are un proiect de a le restaura și este prima, poate, universitate, nu de medicină, universitate care a înțeles că, da, acolo s-a topit carnea oamenilor care au pus bazele pe, să spun, cum spunem despre pământul țării, că în pământul țării este sângele și oasele celor care au luptat pentru a fi țara aceasta, și în pământul eternității răspândite mormintele respective sunt ctitori și oamenii care au fundat clinici. Gândiți-vă că avem spitalul acesta Spiridon de atâta vreme și pe
pe unele dintre clădiri sunt niște plăci cu nume. Nu le știe decât unul sau doi dintre istorici. Dar aceia sunt donatori care au preferat să doneze spitalului și nu familiei și nu copiilor lor. Nu știu, nu putem judeca asta, dar așa au considerat ei firesc. Adică, și din această idee a frumuseții gestului lor, universitatea vine și încearcă se va materializa să restaurăm monumentele funerare, busturile și plăcile tombale din Cimitirul Eternitatea și nu numai, că avem, de exemplu, profesorul Țupa, un mare profesor de la Botoșani, unul dintre fondatorii histologiei, decanul, unul dintre personajele verticale, noi am numit un anfiteatru la Clădirea Nicolae Leon după numele său, la Botoșani este distrus mormântul și încercăm să refacem monumentul. De exemplu, în județul Botoșani este un muzeu în care se află obiecte ale profesorului academicianului Mihai Ciucă, care în perioada anilor 1924 era chemat în China și stăpânea și stăvilea epidemiile din China. Deci un profesor de la Iași și veneau oameni din Statele Unite să ia învățătură, să ia lumină, că o să luăm lumină curând, da. De la Mihai Ciucă. La Vaslui, și o să organizăm și o să vă anunțăm din timp, în Muzeul Ștefan cel Mare din Vaslui sunt obiectele personale ale soților Bagdazar, Dumitru Bagdazar, fondatorul neurochirurgiei și soția sa, o mare personalitate, prima femeie ministru, cu cei de la Muzeul din Vaslui semnăm un parteneriat și vom aduce în Iași masa de consultații, documente și să ne îngândim, de exemplu, că fiica lor, Alexandra, a fost soția lui Saul Bellow, premiant al Nobel pentru literatură. Și am și corespondat cu doamna în Statele Unite. Deci sunt punți pe care le deschidem cu foarte multe instituții, cu personalități, cu, să spun, urmași ai unor oameni din trecut, oameni care donează. Și cei de la Tăzlău ne-au donat o colecție întreagă de documente și de reviste vechi din colecțiile muzeului pe care l-au și ei la Tăzlău. Și e o splendoare zona aceea a Tăzlăului, deci e bine să și să vizităm spațiile acestea și să vizităm spațiul acesta din Săulescu numărul 4, unde există și un parc generos în care o să vedem în curând, în viitorul apropiat, și câteva lucrări de for public pe care o să vi le prezentăm la momentul respectiv. Deci sunt activități pe care intenționez să le derulăm, deschizând dialog cu alți colegi din universități, din universitățile eșene. Clubul de literatură și arte V. Voiculescu, pe care îl coordonez, a trecut în componența acestui centru. Mi se pare firesc să predau ștafeta unor studenți și e o studentă care, Alexandra Bucur, și un alt student care a scris un roman și care s-a lansat anul trecut, și un student pe care, stomatolog, Raul Burculeț, care a scris o carte de poezii, și i-am pus împreună pentru a coordona ei clubul de literatură. Intenționăm să avem și un fel de club al cinefililor, pentru că e important, și vă spun așa în premieră că avem un prieten care este profesor de medicină și istoria medicinei și bioetică la Madrid, care a scris două cărți despre problematica aceasta a medicului în cinematografie, în limba spaniolă. Ne-a pus la dispoziție gratuit cărțile pentru a fi traduse și sperăm să-l avem invitat în Iași să țină două conferințe despre perspectiva sa asupra cinematografiei și medicinei, pentru că este important de văzut și, evident, e un discurs în ultimii ani, cum presa creează o anumită imagine despre medici. Ei, și cinematografia, într-adevăr,
de când s-a înființat, a creionat un portret care, evident, cu trecerea anilor, cu evenimentele care s-au întâmplat, au făcut un portret medicului și putem vedea, dacă ne uităm inclusiv la documentare, dar în special la filmele acestea de artă, că putem să ne creionăm un portret al medicului și mulți dintre studenții care, elevii care vin să susțină examenul de admitere la medicină, vin pentru că au un cap, o imagine a medicului dată de seriale. Un exemplu, foarte un exemplu. Și să vedem cum s-a construit imaginea aceasta sau cum s-a deconstruit, cum a influențat, de exemplu, dacă era moartea domnului Lăzărescu. Cum a venit Cristi Mungiu cu 4-3-2 și a vorbit despre zona aceasta, ginecologie, avorturile, problema decrețeilor. Sunt foarte multe aspecte care merită discutate, pentru că doar și iar îl aduc în discuție pe Cristian Ungureanu, prorectorul de la Arte, care, împreună cu care avem o expoziție pe 3 nivele și o galerie de artă cu lucrări ale studenților de la Arte și vor fi constante evenimente aici din perspectiva aceasta a artei și o lucrare a artistei ascultoriței Ana Maria Negară. Deci vorbeam de profesorul Ungureanu, necesitatea inter- și transdisciplinarității. Pentru că rămânând doar într-un singur teritoriu, nu poți să te mai dezvolți. De asta e și acest proiect Universitate pentru Comunitate și subproiectul acesta cu inițiativa noastră de a aduce cadre didactice care să vorbească publicului, pe înțelesul publicului despre o anumită problematică, este necesar, pentru că au fost și este la Radio România Cultural o jurnalistă de știință care a vorbit și sunt foarte puțini jurnaliști de știință care să înțeleagă și să traducă știința pe înțelesul public, pentru că sunteți istoric. Oamenii în general se duc la istorie după ce au citit cărți de vulgarizare. Pârvan a scris cărți de, da, pe care doar specialiștii exact le înțeleg. Iorga, ei, dar a scris în același timp, pe același subiect, au scris cărți de care s-au îndrăgostit elevii și care au fost motoarele care i-au dus în fața profesorului. Și au devenit istorici, au devenit studenți la istorie. Doar traducând, și am prezentat în urmă cu vreo două luni cu prietenii de editura Herald o carte despre creier scris de un jurnalist italian. O carte foarte bună, de la care pornești cu cercetarea. Adică e un pas, adică orice drum, da, orice, dacă e să ne uităm acum, da, în perioada sărbătorilor pascale, da, un drum al Golgotei până să ajungi la înviere, da, parcurgi niște trepte, fiecare sunt niște trepte, dar nu poți pleca direct pe treapta 10. Trebuie să parcurgi step by step. Step by step. Și de aceea e necesar să implicăm profesorii și în acest demers educativ pentru publicul ieșan și nu numai. Mai avem câteva minute, aproximativ 7-8 minute și finalul ar vrea să fie concluzia noastră legat de, iată, în lumea contemporană, domnule dr. Richard Constantinescu, avem tendința asta de a ne grăbi mereu, de a pleca dimineața, de a ajunge seara, de a spune că nu mai avem timp, de a ne duce în zona profesiei, muncii pe care o facem până la epuizare. Dar pe de altă parte, în spațiul public, avem această tendință de a ne uita trecutul și înaintași. Ori dumneavoastră, în ultimele minute, ați făcut niște evocări despre oameni care au schimbat ceva. Vorbim de zona medicinei. Acest caz a unui medic, iată, ați făcut foarte bine paralela. Astăzi ne uităm în Shanghai cu groază și ne-am uitat și cu groază la momentul în care a început această pandemie de COVID-19. Noi acum, aproape un secol, aveam un moldovean, un botoșenean, care mergea tocmai în îndepărtata China și să ne imaginăm, uite, acum te-ai urcat în avion și ai ajuns, și de la care americanii veneau să învețe. Și tocmai de aceea e important. Asta cu moluri, cu vrăjeli, cu, scuzați în termenul, moluri sunt peste tot.
Dar iată aceste elemente, cât de important este în special pentru o nouă generație, să evocăm și să facem cunoscuți, nu doar așa într-o conferință seacă, unde se înșiruie niște ani, ați participat și noastră, am spus ce frumos a fost, ce bun a fost, dăm titlurile și la revedere. Nu, exact felii de viață, din momente din viața acestor oameni, cât de important este pentru noua generație. Vreau să vă spun o experiență personală trăită lunea trecută, la un eveniment organizat de doamna profesor Cotruț la biologie celulară, urmat de un mic cocktail. Da. Și au venit înspre mine niște studenți, niște tineri prima dată. Domn profesor, suntem studenții din seria E cu care ați făcut ore online și ne cerem scuze că nu am deschis camerele, dar să știți că v-am urmărit. Și au început să dea exemple fiecare din ce a fost interesat și unul dintre ei mi-a spus, m-am luminat în sensul și am vorbit și cu părinții și cu bunicii, pentru că le-am prezentat, am avut un curs despre alimentația în comunism și e bine de știut și să spunem doar ca idee că acel mit al alimentației sănătoase este unul fals. Foarte chimizată, nu avem timp acum să discutăm, mi-a spus de chestiunea aceasta. O fată mi-a vorbit despre faptul că s-a dus la bibliotecă și a căutat despre Alexander Dublin, un medic scriitor neamț care a scris o carte, Berlin Alexanderplatz, și ea spunea că eu știu germană și m-am dus să caut pe zona asta. Un alt tânăr care mi-a spus așa, știți că m-am dus în curtea spitalului Spiridon și am găsit bustul acela lui aruncat, al lui Parhon, și de atunci, de când ați vorbit dumneavoastră, am început să mă uit la fațadele clădirilor, la clădiri, și am mai fost câțiva. Foarte și eu aveam tristețea aceasta, domnule, nu deschid camera. Unii colegi îi forțau pe studenți, amenințau probabil cu, și am mai văzut și profesori din alte universități, că pun absent, că, în fine, dacă nu deschid camera, dar am considerat, să spun, firesc, să lăsăm oamenii, domnule, dormeau, nu dormeau, erau în stare mâncau, de mințare, mâncau, mâncau, da. Dar și când ne uităm la un documentar, și când ne uităm la un film, sau când ne uităm la ceva, putem nota, dar putem mânca, putem bea o gură de apă, putem sta culcați, putem sta semi așezați, în fine. Dar să fim atenți. Ei mi-au demonstrat că nu neapărat prezența fizică, ceea ce e importantă, nu neapărat că sunt acolo, că îi vedem, că puteau să fie prezenți și să nu intereseze, să-și facă alte treburi și eu să cred că cât de grozav sunt că ei mă urmăresc. Ei, dar mi-au demonstrat și ce vreau să spun la referitor la întrebarea dumneavoastră, trebuie, și nu folosesc cuvântul acesta, trebuie des, dar trebuie să adaptăm conținutul noilor generații. Lucrăm la niște prezentări care să fie adecvate, prezentăm filme, facem tot felul de colaje din filme și documentare pe care le prezentăm, cel puțin la istoria medicinei, le prezent și zona și piese muzicale care să ilustreze ce am vorbit. Adică oameni care sunt crescuți digital nu mai pot tolera profesori sau pot tolera, în fine, dar în fine, doar așa, sunt niște mobile în fața unei mobile care repetă un cuvânt pe care îl știe de 30 de ani. Deci e necesar ca să poți să-i aduci să înțeleagă că medicina, istoria medicinei nu e despre, nici despre medicină, e despre viață, e despre ei. Trecutul nu este trecut. Trecutul e, de fapt, viața unor oameni care au trăit înaintea noastră. Noi suntem, emisiunea noastră în curând va deveni trecut. Da. Primele minute sunt deja în trecut. Ei, așa încât vreau și de aceea lucrăm și cu cei de la arte să facem cărți cu desene, comicsuri, tot felul de tipuri de prezentări interactive, să îi aducem cu alt gust, cu alt interes. Evident că nu toți receptează la fel.
trebuie să spunem că până la 25 de ani structura aceasta prefrontală se dezvoltă. După 25 de ani poate ne așezăm, unii poate mai târziu, dar fiecare vin din zone diferite, vin cu interese diferite, vin setați să facă o anumită specializare. Pentru fiecare, dacă e un cuvânt sincer pe care tu îl spui ca profesor, dacă e o chestie pe care, în care tu crezi, el chiar dacă nu va fi foarte interesat sau în fine, dar va înțelege că ești real, ești autentic, că nu o faci doar pentru un salariu. Și o sămânță, cum v-am spus cea cu online-ul, poate înflori și 1, 2, 5, pentru că dacă ne uităm și am vorbit de Semmelweis, nu masele schimbă lumea, ci elitele. Și Grigore Tepopa are un capitol pe care l-am pus ca titlu de capitol în, are o expresie și pe care l-am pus-o ca titlu de capitol în Pericolul neisprăviților, îndrăgostit de elite. Da, s-a născut veșnicia la sat, dar creativitatea, inovația este la oraș. Odată cu dezvoltarea orașelor a înflorit creativitatea. Există tot felul de cercetări și grafice pe care le pot găsi în cărți și pe internet, probabil cei care ne privesc, cu privire la dezvoltarea aceasta a creativității, a inovației, odată cu dezvoltarea orașelor. Pentru că vin oameni din multe, ceea ce spuneam, din multe zone ale țării, ale lumii, cu experiențe diferite, cu opinii diferite, cu mentalități diferite, puse împreună și înflorește totul nou. Și un copil e o mixtură dintre doi părinți, adică totul e o combinație și totul e o recombinație, adică e necesar să privim lucrurile în așa fel încât să putem să ne schimbăm, să evoluăm, să ne transformăm de la un moment la celălalt. Pentru că dacă noi seara ne-am pus capul pe pernă, netransformați, neimpresionați de nimic, evident că e un trai degeaba. Nimic nu e degeaba, dar spun, înțeleg cei care ne privesc la ce mă refer. Foarte, foarte frumos, încheiere foarte plăcută. Dragi prieteni, eu încă de pe acum vă recomand dr. Richard Constantinescu. Vă recomand, căutați după titluri ceea ce scrie Viața Medicală, a dat un exemplu domnul dr. Richard Constantinescu, dar de admirat și nu îi sunt student dumnealui, n-aștept să dau doctoratul, nu-l periez degeaba, o spun cu sinceritate, e un om, un fin observator al ceea ce se întâmplă în citadela noastră, cu un ochi critic atunci când este nevoie, pentru că e important, iar pe de altă parte mă bucură și vă invit pe dumneavoastră să știți că este un om cald, un om care veți găsi informații, veți fi trimiși în a descoperi univers, acest univers fascinant al marilor personalități, că vorbim de medicină, un om care se implică pe zona de a aduce în prim plan, iată, oamenii trecutului, așa cum au fost ei și ce au construit ei, pentru că suntem unde suntem datorită lor. Și căutați Centrul Cultural Iii Mironescu al Universității de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, cum a spus și domnul doctor, de invidiat. Odată locul, odată modul în care arată clădirea, interiorul, pentru că se combină trecutul cu prezentul și mă bucur că veți fructifica și curtea. Abia așteptăm să ne invitați. Așadar, nu ezitați. Că sunteți studenți la medicină, că nu sunteți studenți la medicină, principal celor de la istorie, îmi permit să vă recomand, veți găsi un partener, veți găsi un univers fascinant în, iată, domnul doctor Richard Constantinescu.